Bună ziua și bine v-am regăsit pe canal, revenim cu un nou video din voliera porumbeilor. Astăzi am reușit să facem curățenie în volieră. După cum puteți observa, am făcut curat. Era foarte multă mizerie, un sac de pene și gunoi am strâns. Uitați puișorii cum stau la soare. Le-am pus să mănânce, le-am băgat și vitamine. Păsările se prezintă bine, puii la fel. Din vărsat a început să treacă. Uitați ăsta, ieri, nu era la altă, eram fost la țară, cam avut cu nânia. Avea o bubiță, mai rămăsese puțin pe nas, astăzi nu mai are deloc, i-au căzut. Cel gris din capă de acolo la fel și o lua la i-a căzut. Chiar se prezintă bine, într-adevăr, sunt câțiva pui care au mai rău. Unul a picat din partea cealaltă, un indigo, dar asta e. Avem și ouă bune la câteva perechi care le așteptam de ceva timp. Perechea adusă nou, negru cu alb, au două bune, cel puțin unul se vede. Aici iar are un nou, doar un nou. Au făcut unul bun. Căpăcita are un nou. Alba cu roșu la fel un nou. A depus și este bun. Ăsta, femeia lui a depus un nou și este bun. Să-l dăm jos să mănânce și el. Și rest, aici, guta cu almondul, au un nou și este bun. Treaba se prezintă bine la ei. Avem și puișori noi. Aici avem un alb și unul alb curat și alb cu coadă neagră, colorată. Aici avem un castaniu. Aici avem un andalus și un kite. Acolo avem un galben care are vărsat de vânt o bubă destul de mare. Năpârlesc într-o fericire păsările, n-avem ce face. Asta e, doar așteptăm să termine năpârlitul și le facem curățenie, le dăm mâncare bună. Așa e bine. Aici avem un pui alb cu coadă albastră, frumos, și câteva puncte pe cap. În mare, v-am zis, păsările se prezintă super bine. Aici, la indieni, avem un pui, nu știu ce culoare, ori almond, ori căpăcit, pe galben. Este foarte cald afară. Aici la ei este bine, dar e cald, foarte, foarte cald. Și se simte acest lucru. În perioada asta le dăm toleamin forte. Astăzi le-am pus în apă. E recomandat de două ori pe săptămână. Eu reușesc să le pun o dată pe săptămână, că așa des vin. Gen, o dată pe săptămână vin, atunci le pun. Așa. Vitamine la găleată sunt... Ia, stați așa. Astfel de găleți am luat. Acum s-a terminat. Trebuie să iau săptămâna asta iar. Da, au puse, că sunt în alea de grid. Adică nu le lipsește. Când le voi lua iar, le dau direct. Îi ajută mult la năpârlit și la problema asta cu vărsatul.
îi ține mai sănătoși, mai puternici. Au început și maturii să arunce din pene. Le cresc noile cozi. O să cam stopez. Nu cred că voi mai scoate maxim o serie. Dacă îi mai las să scoată după aia, pa, o să-i separ. Am dat niște păsări. Aici aveam jucătorii, i-am dat. Am mai dat o femelă albastră de indian și un mascul și un mascul gri. Și am dat perechea bătrână de voltați, linie veche. I-am dat, a fost unchiul meu pe la mine sâmbătă, dacă am avut cununia. Și îi plac porumbei, are volier acasă, dar n-a avut păsări. Și am dat să bage și el acolo. Am mai redus practic 7 păsări. Dar oricum, am depășit 100. După calculele mele pe care le-am făcut ieri, am depășit 100 de păsări. Acum așteptăm să treacă vărsatul, să ne prălească cum trebuie. Vom avea foarte multe păsări de dat. Și albi, și bălțați, și grizzly vom avea, pentru că sunt mulți, nu putem opri atâția. Masculul ăsta o să fie de dat, grizzly ăsta. Bălțata apăgut, albul, vor fi de dat. Perechea asta, ăsta trestiu cu asta, grizzly, la fel vor fi de dat. Avem mulți, și din maturi și din pui. Uitați ce coadă are puiul ăsta, acum năpârlește, când va termina de năpârli cum trebuie. Va arăta super. Căpăcitul ăsta va fi de dat. Grizzly ăsta. Femeia asta de indian. Mulți, 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 mulți. Cam atât pentru astăzi, acesta a fost video-ul. Dacă aveți întrebări, neclarități, nelămuriri, mi le lăsați în comentarii și când am ocazia vă răspund, vă răspund în comentarii, fără nicio problemă, dacă voi ști să vă ofer un răspuns. Până data viitoare, vă doresc numai bine, pa, pa!